Cine este autorul unei infracțiuni comise cu violență, fie că este vorba despre un accident rutier mortal, fie că este vorba despre furt, omor, tâlhărie sau moarte suspectă? Sunt întrebări la care criminaliștii sunt primii care găsesc răspunsuri în urma investigațiilor tehnico-științifice. Pe noi ne guvernează doi termeni: pasiune și echipă. Ca să lucrezi în criminalistică, ai nevoie de multă, multă, multă pasiune pentru cercetare. Iar celălalt termen, echipa, redă faptul că noi nu suntem independenți, noi lucrăm decât împreună și rezultatele întregului aparat, dacă vreți, al poliției depinde de rezultatul muncii noastre în echipă. Adică rezultatele colegilor de la cercetare de la fața locului se valorifică rapid, eficient în compartimentul de identificări judiciare. Adică AFIS-ul, cum zicem noi, CDN-ul, IMEŠTREC-ul, și exploatarea eficientă și valorificarea în continuare a urmelor, tuturor urmelor și mijloace materiale de probă, se concretizează în expertizele care se întocmesc în compartimentul de expertiză tot al nostru, al serviciului criminalistic. De noi depinde rezultatul muncii următorilor colegi care vin după noi, cei din formațiunile operative. Așa cum ne vedeți mereu la televizor pe diferite posturi, suntem cei care pătrundem în câmpul infracțiunii, în echipamentele noastre speciale pentru așa ceva și căutăm, ridicăm, conform tuturor normelor de procedură, în sensul ăsta, toate mijloacele materiale de probă, toate urmele care vor constitui obiectul expertizelor și constatărilor tehnico-științifice care vor urma ulterior. Am avut profesori extraordinari în instituția aceea, Academia de Poliție, și aș putea să numesc pe domnul profesor Manea Valeriu, pe domnul Gace Eugeniu, pe domnul Ionescu Florian, greii criminalisticii care au insuflat sau mi-au insuflat pasiunea pentru cercetare. Asta este. Am avut profesori excepționali. Brevetul de expert criminalist îl am din anul 2003. Odată cu începuturile și recunoașterea experților criminaliști din Poliția Română, recunoaștere de către tot aparatul justiției, de către Ministerul Justiției, prin ordonanța 75 a Guvernului, în care dânsii recunosc activitatea experților criminaliști, dau întâietate, dau valoare și se folosesc de rezultatele expertizelor și constatărilor tehnico-științifice întocmite de noi. E poate cel mai bun lucru care ni s-a întâmplat nouă criminaliștilor după Revoluție, în care partea de expertiză să fie recunoscută de către justiție. Aproape orice dosar aflat în lucru pe masa oricărui lucrător operativ are în interiorul său și o expertiză grafică, dactiloscopică, traseologică, balistică, indiferent, către toate formațiunile operative cu care noi lucrăm. Fiecare zi este pentru criminaliști unică, fiecare faptă cercetată este singulară. Pentru un criminalist, orice urmă poate vorbi. Oricât ar încerca un infractor să comită fapta în mod ascuns, mai devreme sau mai târziu, el va fi identificat, spun criminaliștii. Oricât de șterse sau neclare vor fi urmele de la fața locului, ele vor fi descifrate și evidențiate de către criminaliștii care merg acolo. Aceia sunt primii și cei mai importanți, zic eu, cei care pătrund în câmpul infracțiunii sau evenimentului respectiv, își marchează terenul, teritoriul, îl închid, îl protejează și apoi proced la acea activitate, zic eu, foarte, foarte importantă de căutare cu multă, 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 multă îndrăgire și ridicarea tuturor urmelor și mijloace materiale de probă care în viitor sigur vor folosi întregului aparat și întregii echipe ulterior. Apoi, de acolo, din teren,
tot așa, respectând normele procedurale în sensul ăsta privind ridicarea, ambalarea, transportul urmelor și mijloacelor de probă, venim aici la bază unde le valorificăm. O parte din ele, urmele papilare, în cadrul laboratorului de identificări judiciare, am zis, pe stația AFIS, o parte în compartimentul de expertiză, în funcție de natura urmelor și mijloacele de probă ridicate. Ai acea extraordinară satisfacție în care vei spune urma a fost creată de sau urma aparține lui. Este extraordinară această satisfacție pe care numai noi o simțim. Noi cei din umbră, dar care avem formidabila satisfacție de a ști cine este purtătorul acelor urme. Cine a comis, cine a săvârșit, cine a trecut pe acolo. Este minunat. Niciodată nu, un caz nu seamănă cu celălalt. Fiecare are o particularitate. Fiecare vine cu ceva nou. La fiecare trebuie să dai dovadă de cât de multă răbdare și, cum am spus, multă pasiune. Să știi, să ai răbdare, să cauți. Cât timp poate să dureze o cercetare? O cercetare la fața locului nu este delimitată în timp, niciodată. Noi putem începe la momentul când ajungem și putem să ne desfășurăm activitatea pe o zi sau poate două, depinde de eveniment. Documentele întocmite de către criminaliști pe baza cercetărilor reprezintă cea mai importantă piesă în dosarele din instanțe. Criminalistica în România este reprezentată de echipele de cercetare la fața locului, de lucrătorii de identificări judiciare sau judiciariștii și de experții criminaliști. În România sunt autorizați 244 de experți criminaliști, din care 6 lucrează în cadrul Serviciului Criminalistic al Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj. De cercetarea la fața locului a tuturor faptelor cu violență comise în județul Dolj se ocupă 12 criminaliști care asigură permanența 24 de ore din 24 zi de zi. Ce vă place cel mai mult din ceea ce faceți? Faptul că pot să fac munca aceasta de cercetare în compania unui colectiv excepțional. Oameni guvernați de pasiune, pasiunea de cercetare, atenția, insistența, dacă vreți, îndârjirea cu care căutăm în teren orice mic mijloc material de probă. Vă este răsplătită munca pe măsură? Vedeți, e un moment când criminalistica devine matematică, la sfârșitul lunii, trimestrului, semestrului sau anului, când tragi linie și socotești și vezi atâtea deplasări, atâtea evenimente, atâtea urme, atâți autori identificați. Aici este cea mai mare satisfacție și implicit pentru fiecare om în parte. De asta la noi este un permanent concurs. Cine face mai bine, cine face mai de calitate, cine mai performant, cine are mai multe urme, cine are mai mulți autori. Trendul întotdeauna al nostru este întotdeauna crescător. De la lună la lună, de la trimestru la trimestru, de la an la an. Dotarea laboratorului pe care îl reprezentați este departe de ceea ce vedem în filme? Nu. Dar dotarea este dublată de pricepere. De, să zicem, profesionalism, dar este priceperea fiecăruia la locul său de muncă. Fiecare știe foarte, foarte bine ce are de făcut. Bazele se pun în academie, dar apoi practica este hotărătoare. O mică paranteză, noi chiar astăzi am primit în practică 3 studenți ai Academiei de Poliție. Iacătă, Dolju a primit 3 studenți ai Academiei de Poliție, viitori criminaliști. E o mare onoare pentru noi să ai 3 studenți în practică timp de o lună de zile, acum, pentru formarea lor. Deci e o chestie extraordinară. La compartimentul de identificări judiciare lucrează alți 10 specialiști criminaliști.
Aici, cercetările criminalistice folosesc din anul 2004 sistemul de recunoaștere facială, ImageTrack, un sistem integrat care stochează și examinează fotografii de semnalmente, date antropometrice, semne particulare și date despre fapta și modul de operare, în scopul identificării unor categorii de persoane care au săvârșit fapte penale și al clarificării unor aspecte de interes operativ în activitatea poliției și altor unități din cadrul Ministerului Administrației și Internelor. Sistemul automat de identificare a amprentelor digitale, AFIS 2000, a fost implementat de către Poliția Română încă din anul 1996 și a marcat un pas important pe linia modernizării poliției tehnico-științifice. Integrarea țării noastre în Uniunea Europeană și deschiderea spațiului de călătorie european au scos și mai mult în evidență facilitățile sistemului, care permite identificarea pe baza amprentelor papilare a persoanelor cu identitate falsă sau care au comis fapte antisociale în afara țării. În cadrul serviciului criminalistic al Inspectoratului de Poliție Doljan funcționează de 16 ani și laboratorul Poligraf. Mulți dintre cei care sunt în fața detectorului de minciuni recunosc fapta pentru că le este teamă că oricum se va afla adevărul. În baza solicitărilor organelor de poliție, parchetelor de pe lângă instanțele de judecată, a instanțelor de judecată, în cauzele pe care aceste instituții le instrumentează, în cadrul acestui laborator se efectuează examinări criminalistice de detecție a comportamentului simulat, care se concretizează în rapoarte de constatare și expertiză criminalistică. Tehnica Poligraf este o metodă științifică de investigare a infracțiunii, iar rezultatele și concluziile formulate se coroborează cu celelalte mijloace de probă existente la dosar. Aparatura folosită în acest laborator este una computerizată și de ultimă generație. Poligraful este un aparat complex care înregistrează activitatea sistemului nervos autonom, activitate ce se reflectă în modificările psihofiziologice ce apar în organismul uman. Examinarea Poligraf este benevolă și se face numai cu acordul scris al persoanei examinate. O examinare Poligraf constă într-o narațiune a subiectului, o discuție pentru a vedea poziția subiectului față de fapta investigată, se aplică niște baterii de teste, iar la final concluziile se interpretează și se dă acel raport de constatare sau expertiză criminalistică. Aceste grafice evidențiază reacția psihofiziologică a organismului la stimuli din cadrul testului și pe baza mai multor canale de recepție a acestei examinări se poate interpreta dacă persoana în cauză a fost sinceră sau prezintă comportament simulat. De circa 2 ani de zile de când desfășoară această activitate, anual, peste 150 de persoane au fost testate poligraf. Se poate păcăli această aparatură? Nu, se poate păcăli această aparatură. În cazul în care, la o infracțiune, organele de anchetă au un număr mare de suspecți, ei vor să solicite examinarea poligrafă a acestora ca să vadă care dintre subiecții investigați au legătură cu fapta și după care pot să restrângă cercul de suspecți. În urma acestei testări se poate stabili care dintre subiecții investigați care au fost supuși examinării are legătură cu fapta cercetată de organele de anchetă. Emil Frânțescu este expert în grafoscopie, dactiloscopie, balistică, traseologie și tehnica documentelor. Fiecare cercetare este o provocare, iar reușitele nu sunt deloc puține. Ce înseamnă acel brevet de expert pentru dumneavoastră? Brevetul de expert reprezintă recunoașterea către instanță la calităților tale și astfel încât orice lucrezi poate merge ca și probă în instanță. Nouă ni se dispune prin ordonanță, fie de către un procuror, un organ de urmărire penală, fie de către instanță prin încheiere. Și interesul nostru principal este să identificăm fie persoana care a făcut ceva, fie un obiect care a creat o urmă. Și domeniile clasice de expertiză care se fac în teritoriu și la noi sunt următoare. Dactiloscopia, identificăm o persoană după amprentă găsită la fața locului. Mai este traseologia,
care se ocupă cu orice fel de urme, indiferent că este de încălțăminte, de anvelope, de instrumente de spargere, de orice vă puteți gândi că se poate ridica de la fața locului. Mai este balistica judiciară, care presupune identificarea unei arme, a unui glonț sau unui tub tras, găsit la fața locului. Mai este tehnica documentelor, care presupune stabilirea dacă un document este fals, falsificat sau contrafăcut. Fiindcă e diferență. Contrafăcut înseamnă că e luat de la zero și făcut. Falsificat înseamnă că e luat un original și modificat. Și grafica, care noi spunem grafoscopie. Aceasta presupune identificarea unei persoane după scris și sau semnătură. Ori asta face diferența și este treaba noastră asta. Face diferență față de grafologie, care nu este obiectul nostru de studiu, dar de altcumva aceasta e un studiu frumos și presupune stabilirea unui profil psihologic al persoanei care a scris. Dar asta nu e prevăzut în legea procedurală penală și nu e recunoscută în instanță ca și probă. De când restul, celelalte sunt recunoscute. Pentru asta avem și brevetul. Fiecare are o inclinație mai... Batura îi place mai mult balistica, mie cel mai mult îmi place grafica. Identificarea, nu neapărat după scris, cât după semnătură. Aveți de lucru la acest capitol? O, întotdeauna se găsește. În ce situații se apelează la dumneavoastră? Păi, în situațiile, întotdeauna trebuie să fie vorba de un dosar penal. Cineva a reclamat, semnătura asta nu e a mea. Și cazurile clasice cu testamentele bunăoară. Cazurile clasice cu facturile fiscale falsificate. Ele sunt originale, dar acolo scrie altceva. Cazurile clasice cu declarațiile date. Și apoi nu vrea să le mai recunoască. Și mă întreabă, scrisul ăsta aparține lui Ionescu sau lui Popescu? Și luăm, studiem, facem comparativ, fiindcă tot ce facem este prin metodă comparativă, și stabilim cui aparține scrisul, cui aparține semnătura. Aveți dotarea necesară, așa cum vă doriți? Dacă e să ne gândim la maximul posibil, vă dați seama că e mai mult până acolo. Dar la ce facem noi aici, eu zic că este suficient. Cât timp durează până când stabiliți cui aparține un anumit scris sau o armă sau orice altă urmă? Sunt cazuri și cazuri. Sunt situații foarte limpezi, când ai o semnătură foarte evoluată, foarte complexă, foarte frumoasă, cum le zicem noi. Și sunt cazuri, și o vezi dintr-o dată, nu trebuie să te chinui cu el. Și sunt alte cazuri când ai falsuri, contrafaceri, ai semnături copiate, cum se spune la noi, pe geam, și seamănă așa de bine, încât prima dată ai putea crede că sunt originale, dar nu sunt. Și trebuie să demonstrezi de ce nu sunt originale. Prin comparație. Prin comparație. Decât prin comparație. Trebuie să avem litigiul de o parte și modelul de comparație de cealaltă parte. De ce ați